Nu cred că te poți numi pasionat auto dacă nu ai măcar o mică apreciere pentru muscle car-uri, da? Niște mașini care pe exterior arată cât se poate de normal, dar care sub capotă au niște motoare V8 absolut monstruoase, cum este cazul acestui Dodge Challenger Scat Pack cu un V8 de 6,4 litri. Ideea este că în America există o sfântă treime a mașinilor, cam cum vedem în Europa cu Audi, BMW, Mercedes. Acolo ai Dodge Challenger, Ford Mustang și Chevrolet Camaro. Unii spun că Challenger este cel mai bun, dar asta rămâne de văzut în acest videoclip pe care îl facem la GNC Auto, care ne-a pus la dispoziție această mașină, adică acest Challenger Scat Pack. Hai să dăm bătaie! Un Dodge Challenger în 2024 pleacă de la 31.000 de dolari, asta dacă vorbim despre versiunea stock. Versiunea cea mai puternică, Hellcat, pleacă de undeva de pe la 75.000 de dolari. Noi vă oferim acest Hellcat Scat Pack cu un V8 de 6.4 pentru 40.000 de euro cu TVA. Ideea este că Challenger are foarte, foarte multe versiuni. Versiunea stock cu V6, Hellcat normal cu V8 de 700 de cai, Hellcat Red Eye de 800 de cai putere și avem chiar și un Hellcat cu peste 1000 de cai putere, doar că acolo ai nevoie de un combustibil special pentru a obține toată acea putere. Dodge Challenger mereu a avut un design pătrățos, un design de cutie, un design clasic pentru această mașină. Aici pe capot avem două guri de ventilație reale, având în vedere că este un motor atât de mare, are nevoie de multă răcire. Aici avem grila frontală, din nou neschimbată cu un design clasic și vedem că avem niște faruri full LED. Ideea este că pe Hellcat, cu 700-800 de cai indiferent de versiune, aici în far ai niște găuri, dacă le pot spune așa, care au rol de admisie, de atât de mult aer are nevoie acea mașină. Iar aici în partea de jos vedem că avem un splitter și, mă rog, această culoare portocalie care sigur va atrage atenția, oricum mașina asta va atrage atenția prin dimensiunile ei. Și dacă nu mă credeți când spun că mașina asta are niște dimensiuni mari, e bine, Dodge Challenger are o lungime de peste 5 metri, mai exact 5,027 metri. Mai departe, vedem că designul ăsta clasic rămâne și vedem cum linia geamurilor urcă foarte frumos înspre spate și avem niște pneuri de dimensiuni diferite. Pe față avem niște 245x40x20, în timp ce pe spate avem 275x45x20. De ce acest lucru? Pentru că până la urmă Dodge Challenger este un muscle car, este o mașină de drag race. Asta înseamnă că oricum toată puterea va merge către puntea spate, unde ai nevoie de o aderență mai bună. De asta și pneurile mai mari. Încă un lucru care rămâne neschimbat încă din 1969, de la prima generație Dodge Challenger, capacul rezervorului. Exact la fel era și pe mașina aia acum 50 de ani. Și încă o chestie, cum spuneam, pe Hellcat Demon vei avea nevoie de un combustibil special cu concentrație mare de etanol pentru a avea toți cei 1000 de cai putere disponibili. Aici în spate avem un eleron, aici avem camera de marșarier și scrisul cu Dodge pe această bucată de plastic negru lucios. Dacă vrei să deschizi portbagajul, care este, apropo, manual, aici un buton, dar portbagajul fiind foarte greu, chiar trebuie să tragi zdravân de el. Aici avem și o parte plăcută, pentru că avem un volum de 460 de litri, da? Este destul de încăpător pentru toate bagajele de care ai nevoie, doar că buza de încărcare este foarte, foarte mare, adică este până aici vine buza de încărcare, da? Deci va fi destul de greu să pui aici niște trollere sau să scoți niște trollere din această mașină. Și avem un V8 de 6.4, da? Normal că avem două evacuări reale care se aud absolut demențial. Dacă nu mă credeți, vă demonstrez acum. Dar ce avem sub capotă? Avem cel mai mare, atenție, cel mai mare, nu cel mai puternic motor de la Dodge la ora actuală, adică un 6.4 V8 ce dezvoltă 485 de cai putere cu un cuplu motor de 640 de Nm. Asta înseamnă că mașina asta prinde 100 în 4,2 secunde. Acest model pe care îl avem noi în față e legat la o cutie automată cu 8 trepte, poți să spui și o manuală cu 6 trepte dacă vrei. Are o masă de 1921 de kg și că consumul mediu este de 13,3 litri la 100 de km. Eu nu cred că este asta, dar oricum dacă ții mașina asta nu te va interesa consumul. De obicei la toate muscle car-urile, interiorul este destul de simplu, da? Adică pe un muscle car nu o să te aștepți niciodată la elemente de lux, elemente fine și așa mai departe. Toată ideea la mașinile astea este să ai un motor, să ai o transmisie bună și poate și direcția, dar nu neapărat. Deci, asta înseamnă că aici, în toată zona asta, avem un material care este destul de tare la atingere, dar totuși este calitativ. Aici în partea de jos avem deja un plastic tare un pic neprietenos. La fel și pe uși. Aici este același material ca pe partea superioară a bordului. Totuși în zona cutierei avem piele, iar în partea de jos avem un material iarăși ceva mai tare. Apropo, uitați unde este poziționat mânerul
la 20 Challenger pentru a deschide ușa. La ce mașină ați mai avut așa ceva? Nicăieri. Încă o chestie tare, vedeți că aici aveți o gaură, da? Gaura aceea este pusă acolo ca atunci când închizi ușa, aerul de la compresorul de aer condiționat va trece pe acolo și va ieși prin partea de sus. Scaunele sunt din piele neagră, vin cu funcție de încălzire și cum îți dai seama că este un skatepack, ei bine, pe scaune avem acest logo, da? Care este un bondar, un bumblebee cu roți de drag race și cu câte 4 cilindri pe fiecare parte, pentru că este un V8 până la urmă, da? O chestie de detaliu foarte, foarte drăguță. Pentru că Dodge face parte din aceeași familie cu Jeep sau cu Ram, sistemul multimedia arată la fel ca la acele mașini. De exemplu, este atât de identic că cei de la Dodge nu s-au deranjat să pună un Challenger aici ca logo unde avem setarea pentru F-Cam. Avem un Ram 1500, da? Măcar atât putea să facă dacă mă întrebați pe mine. Dar în rest avem niște meniuri foarte interesante, cum avem aici, de exemplu, Performance Pages, unde vezi tot felul de informații despre motor, temperatura motorului, presiunea din turbină, cât la 100% din putere folosești, cât la 100% din cuplu folosești. După aceea, meniu special și pentru forțele G, adică cercului cam, dacă e să vorbim mai inginerește, și o mulțime de alte informații, da? Până și temperatura uleiului, presiunea uleiului, temperatura apei, deci o mulțime de informații. Mai mult, mai avem încă o pagină specială care se numește Perf Control, unde de aici poți să pui mașina în Launch Control, de exemplu, sau poți să testezi o mulțime de alte chestii, motor, transmisie și așa mai departe. Ce am uitat să vă arăt este că mașina asta are o pagină specială pentru cronometrare, da? Îți cronometrează timpul pe 0400 de metri sau pe 0200 de metri și în același timp îți cronometrează și timpul de 0100. Cum am aici, de exemplu, un board unde spune că best time făcut pe un 0100 de kilometri este un 44, da? O chestie foarte drăguță. Mai mult, aceste opțiuni le ai chiar și în instrumentarul de bord care este parțial digital, pentru că vitezometrul cât și turometrul sunt analog, în timp ce partea din mijloc este digitală și ai foarte multe informații, cum sunt și astea cu timpul de reacție, timerul pe 200 de metri, mă rog, clar se vede că este o mașină făcută pentru drag race, da? De ce spuneam eu că 13,3 litri la 100 de kilometri, e bine, pe ultimii nu știu câți kilometri este un consum mediu de 18,5. Tot este o cifră admirabilă. Apropo, aici în partea de jos avem un sistem de climatizare cu butoane fizice, volumul la fel este cu butoane fizice, o chestie un pic enervantă și o chestie care este copiată de la Jeep, faptul că da, tu nu ai butoane de volum sau nu ai butoane ca să schimbi melodia direct pe volan, le ai aici în spate, da, unde sunt padelele, doar că aici vine și partea un pic mai nasoală, tot dacă vrei să schimbi viteza la mașina asta, de obicei apeși aici în mijloc, doar că aici sunt butoanele pentru sistemul media, deci trebuie să apeși undeva aici în partea de sus și este un pic nenatural dacă mă întrebați pe mine. Cum spuneam, mașina asta poate să vină și cu cutie manuală cu 6 trepte, noi avem automata cu 8 trepte, aici un suport special pentru cheie, două suporturi de pahare și o cotieră care se deschide doar așa în partea șoferului, care este destul de încăpătoare. Apropo, avem și locuri în spate, că mașina asta este cu, chiar cu 5 locuri, dar sincer, în spate dacă nu ești bebeluș, nu ai cum să stai. Dacă vă întrebați ce face acest element, este un suport pentru centură, pentru că odată tu poți trage centura așa, dar dacă ești mai înalt te va deranja, atunci o pui pe acest șanț. Și gata, situația este mult mai plăcută. Dacă vreți un muscle car veritabil, probabil că Dodge Challenger este răspunsul pentru tine. De asta, dacă vrei să-ți cumperi, poți să vii la GNC Auto să vezi această mașină și cine știe, poate chiar pleci cu ea. Până data viitoare, eu am fost Silvian Irimia, nu uitați să dați un subscribe și un like și nu uitați să ne spuneți în comentarii ce mașini mai vreți să vedeți